impresia că undeva corespondeți cu o planetă. Ceva telepatic. Ce mi se transpune în vis, nu-mi notez, nu am asta, nu-mi notez. Dar îmi rămâne în memorie și memoria mi-l aduce peste 5-6 ani. Dar un vis curios. Soția mi-a spus că deja ai devenit debil. Înseamnă că mi-am pierdut, cum se zice, noțiunea de timp. Fabrica au rămas ultimii reprezentanți ai clasei muncitoare din Europa. Dacă ați văzut filmul lui Spielberg, ăla cu balaurii, așa ceva este la noi. Jurassic Park, veniți de vedeți! După părerea mea, societatea este o navă în derivă. Nu e de vină cine o conduce, e de vină pasagerii ei. Pasagerii. O navă pentru mine înseamnă și o barcă. Mergem în cismigiu, nu ne necăm, dar barca e apă, se duce la fund. Scoatem apa din ea, o punem iar și plutește. Cine e la bordul ei? La bordul ei sunt pasageri mulți, foarte mulți. Unii poate sunt genii sau au... Nu, eu nici nu-mi bat apropo la mine, dar cunosc mulți, care nu mai vor să colaboreze pentru că nu se dă un pic de atenție. Ceea ce vă spun eu acum, peste timp se poate adeveri. Mintea mea e compartimentată, lucrează ca un selector. Îmi aduce ce trebuie, când trebuie, la timpul potrivit. Femeia creează civilizații, dar prin ce, numai ea știe. Dacă vine cineva să distrugă civilizația asta, pierde mult. Pierde mult, ea a creat-o. Păi dacă luăm femeia ca fapt biologic, ea creează omul, nu? Ca și găina ouă. Am 20 de ani aici. De când lucrez cu șefii mei, toți băieții mei, armonie mare am avut, am ajuns până la etatea asta să ies la pensii. Peste luni de zile ies la pensii. Și vreau să dau lumânzire Petra, vreau să-i dau tot asta, serviciul meu. Să fii, să fii, să fii bucuroasă, să fii la serviciul meu, la servici. Eu îți mulțumesc din toată inima și din tot sufletul, că tu, cunoscându-mă de atâta timp, te-ai gândit la mine că tu ești la pensie și vrei să-mi lași mie locul tău. Și știindu-mă că am lucrat aici în poză, alături de tine și de colegi. Dacă mă legitimează un organ de ordine, eu încă mă mai consider cetățean al Republicii Socialiste România. Pe actul meu de identitate scrie Republica Socialistă România, Ministerul de Interne. Vedeți, eu când eram mic, la țară aveam niște fierari și treceam de când în când la ei și vedeam ce face din fier, din anumite fiere, din tot felul de astea. Și atunci m-am hotărât să lucrez și eu în domeniul ăsta și m-am făcut forjor, mi-a plăcut să modelez o bucată de fier, găsesc o bucată de fier și să fac ce vreau eu din ea. Deci, practic, o încălzesc, ea devine mai maleabilă și pot să fac ce vreau eu. Muncitorii nu se pricep la religie. Asta e părerea mea. Am văzut între voi o discuție un pic aprinsă, nu agitată, aprinsă. Da, despre ce aprinsă. Discutați? Eu sunt ortodox, el e evanghelist și am discutat că de ce cel a determinat pe el să ducă la religia asta. Și el a spus... Tu ce zici despre ce l-a chemat
știu, ce zici tu despre părerea lui? Despre religia lui. Nu, nu este bună, că religia lui este evrească. Deci tu ești evanghelist? Da. Evanghelie înseamnă vestea bună. Vestea bună. Da. Și tu cum ți se pare? Mie nu mi se pare vestea bună ce spune el. Eu nu sunt de acord cu eu religia mea e ortodoxă. L-a ascult pe el ce spune? L-a ascult pe el ce spune? Mai ai ceva să-i argumentezi cumva? Ce să-i spun? Că el, asta, religia este o dogmă sau doctrină, asta înseamnă, ortodoxie. Ai auzit ce spune? O doctrină, adică da. O politică. Da, o politică, păi el așa specifică, că el, de, religia noastră, asta, Biblia noastră a fost făcută de apostoli. La fel el poate să spună și el despre tine. La fel poate să spună, că și politică, și asta e o politică. Vântă de pate, na 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 na, a Iordanului vale salută și străvechile ziduri pe vest fărâmate, dor de țară. Te-a vântă departe, na 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 na, a Iordanului. Tovarășu, pe vremuri fabrica avea un cor compus din 50, aproximativ 60 de persoane. Eu iubesc muzica. Îmi place, o admir, dar eu n-am înclinație către ea. N-am avut de mic și nici acum. Ce rost mai are să mă apuc de acum colo de ea? Simt că în viața mea o să intervină o schimbare. Ceva din care să reiasă multă armonie, concordie, înțelegere. Ceva din care se va crea ceva nou. Ceva care să placă la multă lume. Ceva din care să se creeze un fel de paradis al lumii. Altfel, simt eu că viața asta n-are niciun rost pentru mine. Ce se face? O gândesc la numele suflete. Nu știi că orice mare descoperire face din iubire. Am avut și eu marea mea iubire. Știa că îi place foarte mult Shakespeare, vrea neapărat să vadă premiera, nu a reușit să ia biletă și am mers împreună. Nu știam cam cât durează timpul respectiv, am mers împreună, a depășit mult, foarte mult timpul care mi-l dăduse părinții Cristinei, dar eu n-am putut să o silesc. Și atunci, când am ajuns acasă, deja era timpul. Mult de tot, nici n-am apucat să iau degetul de pe sonerea, că deja s-a deschis ușa, s-a înfipt o mână în părul ei și a tras înăuntru, iar eu, dacă nu mă feream din instinct așa, îmi strivea nasul. Și de atunci a tremat orice relație cu mine, aproape că prunea soate a făcut seama aceeași destin ca Hamletul care l-am vizionat. Și acum, cred că și mormânt dacă aș fi, m-aș întoarce dacă aș înțelege că n-ar fi fericită. Uite, aproape că am insomnii, uite, am scris și eu, am făcut și eu o încercare literară. Te înțeleg și tu ce înseamnă dragostea de, e suferința de dragoste. Cântec de unul singur și am rămas iubito de parcă aș renaște, cu sufletul plin de păcate. Dacă te strig, tot eu mă aud. Dacă-ți mângâi umbra fierbinte a obrajelor, mă îngheață degetele. Cine-o fi înălțat, Doamne, spre sufletul meu, despre ființa ta mult iubită, zidul acesta de iarnă? La noi aici, pe insula asta de Latin, e terenul cel mai fertil pentru rai, cel mai fertil teren.
Dacă l-ar avea japonezii, l-ar pune pe, ca untul pe pâine. Dacă l-ar avea, dar câți dacă l-ar avea? Pentru noi e terenul, nu știm să-l folosim. Nu știm. Despre lume. Aș putea să spun foarte multe despre lume. Ar însemna să stăm ore în șir. Ar trebui iar selectorul să mi le aducă două cuvinte. Lumea. Arca lui Noe. El a luat niște oameni, niște ființe și animale și a creat o altă lume. Când Noe i-a anunțat pe ceilalți, haideți cu mine, veniți care vreți, veniți cu mine că vine potopul, vine potopul. I-a spus, du-te nebunule unde-i vrea, lasă-ne să ne distrăm, să petrecem.